Salutare și bine ați venit la un nou episod din Cărți și Alina, de data aceasta într-un loc complet inedit. Suntem în cimitirul Belu și înainte să vă scârbiți sau să vă speriați, o să vă spun că trebuie să vedeți episodul ăsta pentru că aveți niște lucruri foarte, foarte frumoase de văzut în acest loc, care ar putea fi băgat chiar ca la categoria de muzee din București. Cred că ne-am distrat destul de mult făcând vlogul ăla data trecută și ne-am distrat și la editat și atunci am zis că ar fi o idee mișto să mai facem lucruri de genul ăsta, mai ales că reacțiile voastre au fost unele pozitive. Și în afară de acest cimitir o să vă și vorbim în același timp de cea mai nouă carte pe care am citit-o, adică nu cea mai nouă ca apariție, cât cea mai nouă intrată în creierul meu și prin ochii mei, Bird Box, carte horror. Ăsta să zicem că ar fi un episod oarecum înclinat înspre Halloween, dar în sensul ăla frumos și romantic. Și de asemenea aș mai vrea să mai adaug că în acest moment Matei citește Lestat și cum? The Realm of Atlantis. Și eu citesc Prinț Lestat, așa că atmosfera pentru noi este absolut perfectă în această superbă zi de toamnă. Așa, cum spuneam, Bird Box. Cartea a fost scrisă cam prin 2014 de Josh Mallerman, sau cum naiba se zice. Aoleu, am zis naiba în cimitir. Și este practic povestea unei femei, nu știm exact ce vârstă are, dar este destul de tânără, ce la un moment dat pornește împreună cu doi copii de o vârstă aproximativă de 4 ani, undeva pe un râu, în jos, fiind cu toții legați la ochi, încercând să scape de nu se știe exact ce, fiind urmăriți de nu se știe exact ce și încercând să ajungă undeva, din nou nu se știe exact unde, dar se pare că locul ar fi un loc mult mai bun față de cel din care pleacă, bineînțeles. Ce se întâmplă cu femeia asta nu aflăm decât la finalul cărții, dar până să ajungem acolo, ea nu se petrece cartea, adică n-are o acțiune atât de simplă la modul doar se duce ea în jos pe râu și îți mai dai seama din când în când ce alte lucruri se mai întâmplă ei și copiilor, nu. Aflăm exact ce s-a întâmplat de la început, cum s-a ajuns în situația asta, de ce fugea anume și cine sunt cei doi copii pe care ea îi are cu ea. Astfel putem să aflăm chiar din primele capitole ale cărții, pentru că trebuie să menționez că sunt destul de scurte capitolele. Aflăm că pur și simplu undeva în Rusia a început un fel de epidemie, dacă o pot numi așa, în sensul că din nu se știe exact ce motiv oamenii pur și simplu începeau să rănească și să omoare alți oameni. Pur și simplu începeau să facă chestia asta și apoi să se sinucidă. Au realizat ulterior oamenii și din alte culturi ale globului unde se întâmplau aceleași acțiuni că de fapt problema era că... Băi, ce frumos că ați frunzele! Problema era că ceva era afară, din casă, din casele lor și în momentul în care tu vedeai acel ceva, înnebuneai. Nu se știe exact ce era acel ceva, se presupune că erau, nu știu, niște monștri sau... Nu se știe exact ce era acel lucru. Aflați la un moment dat în timpul cărții câteva amănunte, nu o să vă spun care sunt ele, dar cert este că asta se întâmpla. Oamenii o luau razna și
Mallory, pentru că așa o cheamă pe femeia din barcă, după anumite evenimente care îi se întâmplă, destul de tragice, reușește să ajungă la o casă, o casă unde erau mai mulți oameni ce ajunseseră acolo în urma unui anunț dat în ziar de proprietarul casei, oameni care se aflau acolo cu ferestrele acoperite cu pături, făceau absolut orice să nu își dezvelească ochii atunci când erau afară și încearcă să supraviețuiască. Însă ce se întâmplă din punctul ăsta în care ea ajunge în acest loc safe până când se termină cartea în n-o să vă spun ce fel, asta rămâne să descoperiți voi și noi rămâne să ne mai plimbăm puțin pe aici. Bănuiesc că știți că a mai rămas ceva să vă spun în legătură cu cartea asta. Acțiunea este super mișto, capitolele sunt multe, dar scurte. Foarte, foarte mișto. Chiar mi-a plăcut mult, m-a prins foarte repede. Mai apar mai multe personaje foarte interesante în cartea asta, în casa respectivă în care reușește să ajungă la un moment dat femeia respectivă. Foarte recomand cartea. Ce mi-a plăcut? Stilul Alert, aveam nevoie de așa ceva pentru că e super, super mișto, nu știu, e super relaxant și așa să citești. O carte de genul ăsta, mai ales în anotimpul ăsta, vorbesc păsările cu noi. Te contrazice cioara aia. Da, zi, nu, eu am citit-o și nu e așa grozavă. Dar vă zic eu că e. Așa, și personajele mi s-au părut destul de interesante. Mi-a plăcut faptul că mi-a dat la un moment dat impresia că e o chestie din aia puțin young adult, dar nu este și nu a existat niciun triunghi amoros. Damn it. Și nu, a fost o carte foarte, foarte bună. I-am dat 5 stele. Altă chestie care mi s-a părut inedită a fost că, spre deosebire de alte cărți horror, aici, pentru că toată lumea era permanent legată la ochi atunci când ieșea din casă, toată starea de frică ți este dată mai mult de ceea ce ei simt și aud, nici de cum văd. Deci, nu știu, totul se poate transforma foarte mișto, pentru că îți lasă imaginația în voia ei. Fiecare își poate imagina lucrurile altfel și tocmai asta îi dă un pic de originalitate și ce mi se mai pare foarte tare este că are vreo două imagini, în special una la final, care mie mi s-a părut absolut extraordinară, deci chiar nu am mai citit așa ceva. Nu vă imaginați că este nu știu ce capodoperă, este o carte foarte bună, horror, care chiar merită să fie citită, mai ales în alt timpul ăsta. Și acum hai să vedem și niște statui frumoase, pentru că Belu nu este numai despre morți, adică, da, este numai despre morți că este cimitir, dar este și despre monumente și personalități și dacă veniți aici chiar vedeți oameni de vază. E ca un hotel, doar că aici vii și nu mai pleci. Da, dar este aici un hotel frumos. Legat de carte, deci să înțeleg că nu este un horror violent la modul ăla vizual, cât este un horror psihologic mai degrabă. Foarte. Deci e exact bazat pe partea asta psihologică, foarte mișto și ce mai am de adăugat, scriitura m-a impresionat în mod deosebit, nu m-am așteptat să fie scris așa, mai ales că scriitorul nu știu să mai fi publicat alte cărți sau ceva, la nu știu ce mod și trebuie să menționez că face parte dintr-o trupă rock. Asta am aflat la finalul cărții. Nu, chiar mi-a plăcut. Nu m-am așteptat și scriitura la un moment dat are așa, nu știu, îți transmite exact tot ce simte eroina noastră, Mallory. La un moment dat se întâmplă niște lucruri în casa respectivă și, nu știu, atât de bine pătrunde în mintea ei și atât de bine îți redă starea ei de agitație, de anxietate, încât
nu știu, e foarte bine scrisă, foarte bine scrisă. Aștept și părerile voastre în cazul în care ați citit-o. Deja vreo două persoane s-au exprimat online despre treaba asta, în momentul în care au văzut că am terminat-o de citit. Și, cum spuneam, să ne mai plimbăm puțin pe aici. Nu știu voi cum sunteți, dar eu când mă uit câteodată la căsuțele astea și la ușile astea micuțe, nu mă gândesc absolut deloc la nici la morți, nici la nimic altceva, ci mă gândesc la niște povești din astea, mă gândesc la Hansel și Gretel. Uite, chiar asta e una, cred că, din preferatele mele din tot cimitirul. Mi se pare foarte frumoasă și are o senzație, nu știu, îmi creează o senzație foarte plăcută. Are mai pânze de păianjen peste tot. Foarte, foarte mișto. Unele sunt chiar de văzut. Chestia asta mă gândesc la un lestat din ăsta care tocmai s-a ascuns de toată lumea într-o criptă așa veche, asemănătoare ăsteia pe care o vedeți acum. Acestea fiind zise, cam asta a fost cimitirul Belu, cam asta a fost recenzia la Bird Box. Nu vă speriați din nou, recomandăm, sau cel puțin eu recomand cu mâna pe inimă, o vizită la cimitirul Belu, în special toamna, pentru că este absolut superb. Și gratis. Și gratis. Mai că nu mai suntem, bineînțeles, în Budapesta, acum suntem în București. Și poate ar fi o idee bună să vă mai arătăm așa din când în când pe unde mai mergem, ce mai puteți vedea frumos și interesant. Și morbid. Nu neapărat. Doar astăzi. Dar, nu știu, chiar îmi place mereu, mă bag într-o stare din asta foarte artistică, mers în Belu. Nu știu vouă cum vi se pare sau dacă ați mers. Am impresia că este deschis și noaptea, când e noaptea muzeelor, pentru că chiar aveți ce vedea. Mi se pare că și Eminescu e pe aici și mai mulți. Scriitori, sunt actori, sunt o grămadă de celebrități. Toate vedetele, exact. Și tocmai de aia merită să vedeți. Plus că sunt și tot felul de statui și lucrări, cum e și tanti asta din spatele meu. Și... până data viitoare, noi vă spunem salut! Somn ușor!